Ascuns undeva în podișul târnavelor, printre ape, printre dealuri, printre câmpii și șesuri, se află acest castel, castelul Bethlenhaller. O construcție pe care poate fi recunoscută prin cele patru turnuri ale sale și pe care am văzut-o în foarte, foarte, foarte multe imagini înainte să ajung astăzi pentru prima dată aici, cu Romanian Roads Luxury Edition by Michelin. Și nu se putea un loc mai bun în care un proiect care are numele Luxury în componență să ajungă, pentru că acest castel, construit în secolul al XVII-lea, este o bijuterie. Povestea lui este foarte largă și o să las oamenii care se pricep să vorbească despre asta. Ce trebuie să știți este că familia Necșulescu, oamenii care au compania Jidvei, l-au preluat, l-au refăcut și arată în felul următor. Lucrurile sunt absolut fabuloase. În locul ăsta se poate veni, se poate sta, puteți să luați o gură de aer și să vă relaxați, așa cum o faceți în foarte, foarte puține locuri din țara asta. Mi-aș dori ca mult mai mulți oameni cu putere financiară să facă lucruri de genul ăsta. Să ia castele vechi din România, să le refacă și să le transforme în bijuterii. Așa cum noi ne-am bucurat astăzi de bijuteria asta de aici, cu ajutorul mașinilor, celor 6 mașini din Romania Roads. A fost o vizită extraordinară, o să o mai facem și veniți și voi, pentru că este un loc fabulos.